Zvonuri sau nu, dar lumea vorbește precum că Adrian Ursu are inima liberă pentru următoarea relație după ce s-a despărțit de iubita sa, Irina Negară. Ochii tăi, stele tuci, azi îmi zâmbesc. De câteva zile circulă zvonuri prin presa din showbiz cum că veșnicul îndrăgostit Adrian Ursu s-ar fi despărțit de iubita lui. Unii spun dimpotrivă că iubita lui ar fi însărcinată. Ei bine, ca să evităm tot felul de speculații, am hotărât să aflăm adevărul direct de la interpret. Sunteți a doua persoană care îmi spune astăzi de acest lucru. Pot să infirm? Nu este adevărat, nu știu de unde s-a zvonit, nu știu cine a inventat asta, pentru că chiar și pe Facebook este scris. Fericiți îndoi eram, nopți și zile ne iubeam, mintirea cum sunt toate, încă o iară ne desparte și privesc la ce-am cu mine, încă o iară. Acum că știm cum stau lucrurile, le sugerăm celor care născocesc astfel de zvonuri, fără să aibă dovezi clare, să se abțină de la afirmații nefondate. Mai rar suntem văzuți împreună în cazul evenimentelor publice, unde vine foarte multă presă. Pentru că așa am hotărât că viața personală trebuie să rămână personală, mai puțin să știe și oamenii răi care, spre exemplu, inventează tot felul de istorii. Și eu, în general, îmi doresc ca mai bine să se vorbească rău, dar la noi să fie tot bine decât invers. Da, fetelor, cele care v-ați făcut planuri în legătură cu artistul, luați-vă gândul. Adrian Ursu este într-o relație. Suntem într-o relație serioasă și ce va urma rămâne de văzut și cu siguranță presa își face meseria bine, muncește, este atentă, dacă aude un zvon se informează și dacă vor fi schimbări în viața mea personală, cu siguranță o să aflați acest lucru.